Suceveanul Cornel Bumbu, fost redactor al televiziunii noastre pe atunci, Agapia, a emigrat. Asta nu înseamnă că a făcut-o ca celelalte sute de mii de români care au plecat în altă țară pentru o viață mai bună. Cornel Bumbu a decis să plece încă din anii 90. Unde? Tocmai în Argentina. A făcut de toate și a fost inclusiv editorialist în presa argentiniană și chiar proprietar de ziar. Cornel Bumbu este invitatul acestei ediții la Suceava Europeană. Este mai complicat să poți să ții ritmul pe care l-au avut ei în ultimii ani, pentru că a fost un ritm, din păcate, în cădere economică. Și problema cea mai complicată, în afară de căderea economică care au avut-o până anul trecut, este problema insecurității. Din păcate, consumul de stupefiante și-a pus puternic ampreta pe economia oficială sau economia la negru, pe, în toate ele clasele se, sociale. Se întrepătrund și se trag în sus sau în jos. Exact, se amestecă economia negru cu economia oficială. Și a pătruns în toate clasele sociale. Au pătruns, din păcate, și cartelurile de droguri din Mexic și din Columbia, din păcate. Nu știu ce o să se întâmple în final anul ăsta, anul viitor, nu văd o soluție foarte, foarte rapidă. Sperăm că lucrurile să fie bine. Dar situația actualmente, din cauza consumului mare, mare, foarte mare, de droguri, este destul de complicată și o chestie paradoxală, când am ajuns eu în Argentina, erau consumatori de droguri, dar Argentina nu producea droguri. În ziua de azi, din păcate, produc, ceea ce complică mai mult situația. Adică s-a dezvoltat industria asta exact. Foarte mult. Și bănuiesc că asta presupune infracționalitate foarte mare. Infracționalitate, corupție impresionantă, foarte mare. E un stat slab? Autoritățile sunt percepute ca fiind slabe? Sau? Din cauza corupției, da. Slabe. Eu am văzut, pot să fac o comparație, nu de acum, de foarte mulți ani, între România și Argentina, și aici avem corupții noștri absolut. în toată lumea. Dar mi se pare mie, după atâția ani, și după ce văd eu zilnic ce se întâmplă aici, ce se întâmplă acolo, în ziua de azi România stă mai bine la nivelul corupției. Adică corupția în Argentina, de cealaltă parte a oceanului, este un pic mai mare. Statul nu prea își face, până acum nu și-a făcut. Să vedem acum cu noul președinte care a fost ales anul trecut. Nu prea, legile sunt, dar nu prea au fost ținute. Nu se aplică.